Indiferent că provin din mediul rural sau urban, zeci de tineri abandonează anual sistemul educațional. Potrivit datelor din totalul celor care au renunțat la școală, peste 80% erau liceeni. În ultimii 4 ani putem vorbi despre aproximativ 300 de copii care au abandonat școala. Este vorba despre copii din mediul rural și copii din mediul urban. În ultimii ani, în 2013, am avut 128 de elevi care au abandonat școala, 85 în mediul urban și 46 în mediul rural. Chiar dacă ministerul alocă anual bani pentru beneficiarii programelor sociale, motivele care îi determină pe tineri să abandoneze cursurile par a fi mult mai puternice decât banii de liceu, programul Euro 200 sau bursele profesionale. De obicei, motivele pentru care abandonează sunt situația familială, familii dezorganizate, familii monoparentale sau familii cu părinții plecați în străinătate, situația materială precară a familiilor, astfel încât elevii nu mai pot urma cursurile școlii, sau, în destul de multe cazuri, căsătoria. Chiar în acest moment, Inspectoratul Școlar are în derulare proiectul Educația, șansa mea pentru o nouă viață, care are drept grup țintă peste 200 de elevi cu risc de abandon școlar sau care au renunțat deja la ore. Mai mult decât atât, noul regulament școlar aduce amenzi între 100 și 1000 de lei pentru părinții care nu asigură școlarizarea copilului pe perioada învățământului obligatoriu.